În contextul în care Turcia a fost lovită de un cutremur puternic, lăsând în urmă mii de morți și răniți, acest lucru le-a amintit românilor de tragedia din 1977 și totodată i-a făcut să privească cu teamă spre ziua de mâine. Un cutremur declarat inițial cu magnitudinea de 7,8 grade și care ulterior a fost actualizat de autoritățile turce la o magnitudine de 7,4 a zguduit sudul Turciei. Un cutremur de peste 7 grade nu este exclus să aibă loc și în România în perioada următoare, a aproximat Mihai Diaconescu, seismolog. Românii au plâns în fața televizoarelor, retrăind amintiri de mult apuse, din anul 1977, atunci când țara noastră a fost zguduită de un cutremur puternic, unde 1578 de persoane și-au pierdut viața și 11.321 de persoane au fost rănite. Plângeam pe stradă când mergeam. Lucram la bancă atunci. Ne-a chemat noaptea și vreo săptămână n-am ajuns acasă decât numai la molos și după căutam cei care erau sub molos. A fost teamă pentru viața dumneavoastră? De atunci am plecat, în 77 am plecat din București și m-am întors acasă la Orșova. Cu tremurul m-am făcut să plec din București pentru copii. Doamne, vă spun o treabă, m-a prins legănând unul din băieți, trei băieți am, unul din băieți care legănam în pat, era 9 și ceva, și dezbrăcat așa am fugit de la etajul 9, vis-a-vis era o grădiniță și am ascuns acolo, m-am dus înapoi să-mi închid gazul. Că era în gaz și era, când am ajuns, ziceau ăștia că au oprit gazul. Când am ajuns înapoi pe scări și fugind, gazul era prins, dar în casă era tot. Nu mai aveam nimic întreg în casă, adică televizor și toate din cămară și, mă rog, am plecat de atunci. Eu sunt un om care eram foarte puternic, dar cu tremurul m-a schimbat pentru tot restul vieții. Rezit amintire pentru că în acel an eu rămăsesem gravidă în 77 și m-am speriat, adică cum să vă zic, m-am speriat rău când am văzut ce se întâmplă în București, dar a trecut, am uitat, da, și acum orice ar fi dinaintea acestui fenomen natural, nu te poți da la o parte. Întrebați dacă ne putem aștepta să se întâmple un astfel de cutremur de peste 7 grade și în România în perioada următoare, seismologul nu a negat această variantă. Asta ar însemna daune majore și pierderi de vieți omenești. Este un tragism de neașteptat, a venit pe neașteptată, i-a surprins pe vieții oameni sub dărâmături, după câte am văzut pe acolo, clădiri distruse, dar e vorba de ființele omenești. Clădirile se refac, însă de cei care au pierit acolo în mod îngrozitor, e extrem de dureros. Chestie care neprevăzutul. S-a întâmplat treaba aceasta, păcat de oameni, fiindcă suferă mult de tot. Poporul turc este popor distrus. La ora actuală, suprafața care a fost cu tremurul este egală cu suprafața Bulgariei sau aproape a României. Iar la noi, în România, dacă se întâmplă așa ceva, tot ce vedeți pe aici nu va rămâne nimic în picioare. Specialistul mai precizează că seismele dese și mici din România, în special din zona seismică Vrancea, nu eliberează din tensiunile acumulate, iar un posibil cutremur nu iese din ecuație. Așadar, cetățenii trebuie să aibă grijă și să consulte lista cu lucrurile care trebuie făcute în cazul unui astfel de eveniment.